copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Văduva și uleiul. Textul de memorat îl găsim în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Dar înainte să ascultăm povestirea, haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne, pentru Bibliile noastre. Ne plac povestirile biblice. Amin. Iisus avea multe ajutoare. Pe unul dintre ajutoarele sale îl chema Elisei. Într-o zi, la Elisei, a venit o femeie și i-a vorbit. Soțul acestei femei murise, deci era văduvă. Ea avea doi băieți de crescut, dar nu avea bani ca să le cumpere mâncare. Nu avea bani nici pentru haine. Era atât de săracă încât nu avea bani pentru nimic. Văduva aceasta trebuia să dea înapoi unui om o sumă mare de bani, dar nu avea cu ce să plătească. Omul pe care trebuia să-l plătească nu era un om prea amabil. Dacă nu-mi plătești datoria, îți voi lua cei doi băieți, a spus bărbatul. Se vor muta la mine și îi voi pune la muncă toată ziua. Lui Elisei îi părea rău pentru beata văduvă și lui Iisus îi părea rău. Ce aveți în casă? A întrebat Elisei. Sărmana văduvă nu avea prea multe. Tot ce avea era o sticlă de ulei. Iisus l-a ajutat pe Elisei să știe ce să-i spună văduvei. Ce a cerut Elisei să facă? Haideți să vedem ce găsim scris în Doi Împărați, capitolul 4 cu versetul 3 și 4. Și le-a zis, du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din undă lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Văduva s-a grăbit spre casă. Ea le-a spus celor doi băieți ce a zis Elisei. Băieții văduvei erau ajutoare bune. Au fugit repede spre casele vecinilor. Putem împrumuta vase de ale voastre goale? Au întrebat ei. Vecinii au fost amabili și le-au împrumutat tot ce au putut. Cei doi băieți au fugit spre casă cu vasele, apoi au plecat din nou pentru a aduce mai multe. Au împrumutat și au tot împrumutat până când au adunat multe, multe vase goale. Erau vase pe masă, pe podea și în fiecare colț al casei. În cele din urmă, nu au mai avut de unde împrumuta altele. Au închis ușa, așa cum i-a învățat Elisei. Când ușa a fost închisă, văduva a ridicat vasul cu ulei pe care îl avea și a început să toarne în celelalte vase. Cei doi băieți se uitau înmărmuriți. Mai întâi s-au umplut un vas, apoi altul și altul. Se întâmpla o minune. Văduva turna într-una. Poate că îi obosise brațele, dar sticla nu se mai golea. Aduceți un alt vas, le spunea fiilor ei de fiecare dată. Și au făcut lucrul acesta până când fiecare vas din casă s-a umplut cu ulei. Nu mai avem vase, i-au spus băieții, nici nu mai avem de unde să împrumutăm. Văduva era atât de fericită, s-a grăbit să-i spună lui Elisei că nu mai are vase. Acum poți vinde uleiul, a sfătuit-o Elisei, poți să-l plătești pe cel căruia îi datorezi bani. Văduva a făcut exact ce a spus Elisei. Le-a plătit pe bărbat și chiar a rămas cu bani pentru a merge să cumpere mâncare pentru ea și băieții ei. Ce zi fericită a fost pentru văduvă și pentru cei doi fii ai ei! Împreună au îngenunchiat și au mulțumit lui Iisus pentru că i-a ajutat. Acum văduva avea destui bani. Nu mai era atât de săracă. Cei doi băiați erau foarte fericiți. Nu au mai fost vânduți în alte familie. Iisus a folosit de Elisei pentru a o ajuta pe văduvă și pe băieții ei. Nu-i așa că Iisus este minunat? O, sigur că da! Este minunat! Colțul părinților. Părinți, lăsați ca razele luminoase ale iubirii voioșiei și mulțumirii bucuroase să intre în inimile voastre și influența lor gingașă
învierătoare să cuprindă căminul vostru. Manifestați un spirit de blândețe și răbdare și încurajați aceasta și în copiii voștri, cultivând toate calitățile care vor aduce strălucire în viața de familie. Atmosfera astfel creată va fi pentru copii ceea ce sunt aerul și soarele pentru lumea vegetală, susținând sănătatea și vigoarea minții și a trupului. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!